Deținutele din închisorile românești își vor putea strânge în brațe copiii și în spatele gratiilor. Asta a decis administrația penitenciarelor după ce Elena Udrea a cerut să-și vadă fetița fără să mai fie despărțită de un geam de siguranță. Demersurile fostului ministru au fost sprijinite și de avocatul poporului, care a făcut o recomandare în acest sens. Elena Udrea a reușit să obțină prima concesie de când se află în penitenciarul de femei de la Târgșor. Avocatul poporului a recomandat administrației penitenciarelor să le permită mamelor care execută pedepse în spatele gratilor să își poată vedea fără obstacole copiii în timpul vizitelor, chiar și atunci când regimul nu le permite sau se află în perioada de carantină. Până la modificarea legii am obținut o derogare de la conducerea ANP, astfel că acum mamele se întâlnesc cu copiilor fără geamul despărțitor. Concesia făcută fostului ministru al turismului, care are dispășit o condamnare de 6 ani de detenție pentru corupție, provoacă însă nemulțumire în rândul agenților din penitenciar. Aceștia susțin că întâlnirea deținută copil fără geamul de protecție ar încălca legea executării pedepselor. Poate crea o frustrare în rândul deținuților, fapt ce poate conduce la escaladarea unor revolte în sistemul penitenciar. Cazul Elenei Udrea, care vrea să-și țină copila în brațe atunci când îi primește vizita în închisoare, este dezbătut și de specialiști în drepturile omului. Aceștia precizează că în sistemul penitenciar românesc există și alte facilități similare pentru deținuți, cum ar fi posibilitatea de a avea vizite intime cu partenerii fără niciun obstacol între ei. Nu i-am văzut deloc preocupați atunci când am aflat prin intermediul dumneavoastră că sunt persoane aflate în regim de detenție care au făcut copii. Fostul ministru al turismului încearcă, cel puțin deocamdată fără succes, să obțină o nouă concesie, să-i convingă pe șefii închisorii de la Târgșor să-i permită să iasă din spatele gratilor pentru o perioadă scurtă de timp ca să petreacă acasă alături de fiica ei ziua când aceasta va împlini 4 ani. Ovidiu Anță, ProTV.